ChatGPT este un tool incredibil. L-am folosit la nenumărate proiecte, ba chiar și la școală. Folosind tehnologia pusă la dispoziție, au fost create alte proiecte interesante. Astăzi vom explora 5 extensii de browser bazate pe ChatGPT care îți vor îmbunătăți experiența online. Pe toate le aveți listate în descriere în caz că doriți să le încercați. Acestea primesc actualizări constante, deci s-ar putea ca atunci când vezi acest video, aceste extensii să fie puțin modificate, însă per total cred că își vor păstra funcționalitățile de bază. Prima este ChatSonic. Acesta are multiple mici funcționalități. Cea mai importantă este integrarea cu google.com. Atunci când cauți ceva, în dreapta îți va apărea și rezultatul generat de ChatGPT, mult mai bine structurat și parcă mai uman. Când scrii sau răspunzi la un e-mail, ChatSonic te va ajuta să formulezi un răspuns mai creativ. Îi oferi subiectul și tonul conversației, iar acesta îți va genera în câteva secunde rezultatul. La fel și atunci când vrei să postezi un tweet. Îi oferi subiectul, iar ChatGPT se ocupă de restul. Pe orice pagină, dacă selectezi o porțiune de text, poți afișa date despre câte cuvinte conține sau numărul de caractere. Tot aici ai opțiunea de a rezuma textul selectat. Deci dacă dorești un asistent GPT integrat pe diferite platforme, ChatSonic este o opțiune destul de bună. YouTube Summary with ChatGPT îți va oferi în dreapta fiecărui videoclip un rezumat al acestuia. Fiecare subiect abordat în video are blocul său explicat în doar câteva cuvinte. Momentan este suportată doar în limba engleză ca input, însă ca output avem mai multe opțiuni. Super folositoare dacă dorești să afli mai rapid despre ce este vorba în video. Reader GPT este o extensie care îți va oferi rezumatul întregii pagini. Pentru fiecare paragraf va afișa în câteva cuvinte despre ce este vorba. La fel, dacă vrei să economisești timp, Reader GPT e esențial. Partea bună este că suportă orice limbă. WebChatGPT este o extensie însăși pentru chat.openai.com, extrem de folositoare. Știm că ChatGPT este limitat din data în care îți poate oferi răspunsul. Dacă îl întreb ce părere are despre noul Dead Space, nu va ști ce să-mi răspundă. Însă ceea ce face WebChatGPT este să caute informații relevante pe internet pe care îi oferă lui ChatGPT pentru context. Acum chatul va ști despre ce este vorba și îmi va putea formula un răspuns. În opțiune avem posibilitatea de a selecta regiunea, numărul de resurse găsite pe net, precum și data de publicare ale acestora. Deci dacă dorești rezultate actuale, WebChatGPT îți va fi de mare ajutor. Voice Control îți permite să folosești voce pentru a oferi chatului un prompt. Selectezi limba în care vei lucra și îi spui ce vrei să scrie. În schimb, chatul îți va genera răspunsul, iar Voice Control îl va dicta. Vocea în engleză sună foarte bine, însă cea în română e mai 2013. Totuși, e o bună extensie în caz că preferi un răspuns în formă orală. Acestea ar fi extensiile bazate pe ChatGPT sau care extind funcționalitățile, toate pentru a-ți ușura munca și a-ți economisi din timp. Am mai găsit câteva cu potențial, dar mi s-au părut încă nefinisate sau prea nișate pentru acest video. Dacă folosești extensii de genul și nu au fost menționate în video, poți să le lași în comentarii pentru a afla cu toții.